Deci, dacă totul e din mine, toată lumea e reflexia mea. Totul ce se întâmplă în jur, rudele, colegii, pardon, vecinii, pământul, se reflectă din mine. Că am lumină, că lumea în viața trecută, că de când m-am reîncarnat, culmea, m-am reîncarnat, energie nouă, corp nou, dar programele și amintiri vechi mai se bat cap în cap acolo, bun, le curățim. Bun. Și atunci, când te duci în vizită la rude, la copiii tăi, la, da? Și dai cap în cap cu tu ca soacră, da? Dai cap în cap cu nora sau cu ginerile, viitor sau actual. Ce vezi în el sau ea și nu-ți place? Sunt niște răni nevindecate ale tale, doar ale tale, bun, care, știi cum, ștopăsești, toi pășneoși, ce însămânțezi, aia și recolta iese, da? Mai apare din trecut una alta și prin anturajul tău, lumea se comportă într-un fel sau altul. Omul nu are nicio treabă, el își vede de viața lui, să zicem, sau așa. Și prin el vorbește divinitatea. Îți întoarce una sau alta. De exemplu, eu cum m-am purtat cu cineva din rudele mele, da? În trecut, în viața anterioară, în 4D, mai am niște frânturi care, chiar dacă lumea e din 4D sau din 5D, prin ei vorbește ce trebuie să vindec. Și poți să te superi cât vrei pe omul ăsta, că omul nu are nicio treabă. Tu trebuie să-ți vindeci, da? Și cu riscul de a nu te mai vedea cu cineva din rude, doar din cauza aia, ca să vindeci, te duci undeva în pădure, da? Și stai și te vindeci până nu se vindecă o rană de-a ta. Aia poate să se vindece în viața aceasta minunată și poate să se dizolve într-un fel sau altul. Vedem, experiență personală, văd ce mi se întâmplă mai departe, e foarte frumos. Și asta înțeleg și tot mai mult înțeleg, că nu poți să dai vina pe nimeni, chiar dacă te mănâncă acolo, te mănâncă limba, să arunci într-o direcție sau alta, ești doar tu, e fieldul tău, da? Și în oglindă se reflectă. Și dacă vindeci la servici, exemplu, eu vindec niște lucruri, că din cauza mea, că nu din cauza mea, dar nimeni n-a avut nicio vină, așa erau energiile de secole, de an lumină, da? Am sărit. Bun. Și vindecând, nu pleci de la job până nu vindeci tu în relația ta. Că până la urmă se aranjează lucrurile într-un fel sau altul, cum ai vrut să pleci, primul instinct a fost să pleci când te-ai trezit, cu 4 ani în urmă era să dau demisia, da? Era să dau demisia. Și în jur era totul, da mai stai, da nu pleca, da nu știu ce, și eu vedeam artificial lucrurile, da mai stai. Totul se reflecta din mine și nu aveam nevoie, dar trebuia să vindec și eram dusă cu binișorul, lăsată, încă 4 ani să mă zbat, să alerg în mine ca să vindec totul și la un moment dat să mă trezesc că lumea n-a avut nicio vină cu ce am înțeles eu și cum am înțeles anii de la servici, să zicem, că mi-a reușit sau nu. N-are nicio vină. Și după ce îți vindeci și știi că nu mai ai treabă cu la servici, scrii frumos cererea peste 4 ani sau 6 ani de când trebuia, poate că s-a întâmplat, poate că nici n-am venit aici în locul ăsta. Scrii cererea frumos,
pleacă elegant de unde trebuie să pleci sau vrei să pleci. Cum spunea cineva, drag mie, da, de la serviciu, o colegă, trebuie să știi să pleci, să lași un geam deschis. Adică ia-ți ale tale toate cu tine și vindecă-le și nu arunci în nimeni. Așa frumos, asta vreau să zic. Da, e mult de lucru, lumea are mult de lucru, eu am mult de lucru, eu când cred că am ajuns la un mal și e superb, ceva ce n-a fost vindecat, culmea e în 4, în 5 de, cât am vrea sau n-am vrea, începe să apară. Și trebuie să vezi ce faci cu balaurii, pui de balauri, deci balaurii îi omorâși, niște puiuți mai apar. Trebuie să ai grijă să vezi cum rezolvi lucrurile, da. Dar e foarte frumos și despre asta e vorba și un fel de peste tot de unde vroiam să plec, am înțeles că și m-am întors pentru că trebuia să vindec în mine ceva, ca să înțeleg că lumea din jur n-are nicio vină cu ce se întâmplă. Și nici eu, dar prin ce am trecut, da, ca și oglindă, prin balaurii mei, prin lăuntricul meu când am umblat, da, ca și oglindă a ieșit ce a ieșit în afară. Și iar intru înăuntru și vindec. Asta înseamnă meditațiile zi cu zi, zi de zi. Da. Și e foarte frumos, e atât de frumos și vesel și... Și ajungi să nu-ți mai pese de viitor înainte. Vai, cum o să fie viitorul? Vai, să nu plec, să nu mă trezesc ca în povestea aia rusească. Baba și-a dorit nu știu ce și-a tot dorit și s-a trezit lângă un... Și-a dorit nu știu ce tacâmuri de aur și de argint și case și așa. Și se trezește lângă... tot acolo unde era, lângă un... tacâmurile stricate și legheanul ăla unde spăla, curge apa din el, spart și așa mai departe. Nu mai e așa. Trecem peste fricile acestea, că e așa, că nu e așa. Da, trăim cu prezentul, tu trăiești cu prezentul, doar în prezent. Și vezi ce se întâmplă clipă de clipă și vezi cu ce ești de acord sau nu și cum înțelegi lucrurile. Și încă o dată, cine trebuie să fie în viața ta? O să fie, cine nu? Cu desila, drag, nu pot să fie, fie și cea mai apropiată rudă de-a ta. Accepți și lași lucrurile să curgă așa cum trebuie să curgă. Și culmea, adevărurile sunt doar ale tale. Nu poți să arunci cu adevărul în oameni. Că m-am trezit și am niște adevăruri și o să dau cu adevărurile astea. Da, oamenii din jur trec și ei prin ce au de trecut, da? Tu ești number one în ce ai înțeles tu? Lasă și pe ceilalți să fii number one în ce înțeleg ei, că altfel n-ai cum. Și mai ales copiii tăi, mai ales părinții tăi, mai ales... Da. Lași lucrurile să se întâmple, fiecare să guste din ce a venit să guste pe pământ. E ca o masă mare cu de toate și sufletele aterizează în cuiburi omenești, ceea ce înseamnă om. Și de aici se joacă divin de-a zeii pe pământ. E foarte frumos și își fac viața cum știu ei mai bine fiecare și trebuie să lași ca o mamă bună ce ești, ca o fiică bună ce ești, ca o soție bună ce ești, dacă ai divorțat, ca o fostă soție bună ce ești, să lași lucrurile să curgă frumos, să fiecare să guste din ce are de gustat, nu numai tu să guști și să știi, a, asta e așa și asta e așa. Fii mai deșteaptă, un pic mai deșteaptă, eu pentru mine, tu, deci tu, am înțeles.